Hei, salutare pantelimonesilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 21, un nou club din seria, PEC, opening, pe contul mare, bam, 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 două pachete de 55, două pachete de 100.000, dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv lașul de like, să vă abonați și să vi faci clopoțelul, dacă n-ați făcut-o, bineînțeles deja, și dacă vreți totodată să continue seria de episod și live în fiecare zi. Nu știu dacă s-a prelungit Weekend League-ul, aseară pe live am făcut predică 6-7 ore și 3 zile. Da, se pare că Weekend League-ul s-a prelungit cu încă o zi, deci noi începem de astăzi, vă aștept acolo. Vedem ce iese și la 8, l-avem pe Mukiel, l-avem pe Iñaki, Iñaki la SBC, Mukiel la obiective. Și așa mai departe. Echipa arată în felul următor. Mi-a picat Alan pe live. L-am scos pe Sisoko să-l vând. Mi-a picat și Gabriel Jesus. Și dacă, nu știu, aveți idee cum pot să fac să-l scop pe Willian. Dar totuși să nu-mi stea în 7, în 8 Jesus. Ar fi senzație. Să pot să-l păstrez și pe Dembele. Deși e greu fără right. Doar cu left. Nu prea ai cum. Lăsați-mi un mesaj în secțiunea de comentarii. Vreau să-l integrez pe Jesus, dacă se poate, în locul lui Willian. Așa, hai să vedem despre ce este vorba, ce poate să ne dea nouă din pachetele astea, care totuși reprezintă ceva, fac ceva. Hai să lovim Rare Mega Pack. Pam, pam, pam. Ia să vedem ce zice. Workout, ok. Nu e special, e unul normal, avem Spania din nou, CIM, ha, cel mai prost David Silva, mi-aș fi dorit un rule breaker de ăsta, doar că nu s-a putut. David Silva și untradeable, o să-l folosim, dă-mi și eu un Ferland Mendy ceva, un Ousmane Dembele, că-l vând pe ăsta, hai. Așa, ca să vedem ce avem noi după. N-avem nimic. Cam aici pe la Rabi. Bender. Ok, mai trebuie să avem niște dubluri. Doar în Zonzi. Se pare că este. Chem Style Nuts. Un pachet modest, adică totuși David Silva un carte 10.000 de coins. Și cam atât. Hai să mergem mai departe. Să vedem. Al doilea pachet. De 55.000. Nu este, este board în schimb, este special, este spaniol, este CIM, Dani Olmo de la Leipzig, 82. Uniforma untradeable, 10.000 valorează la un SBC, nu mai trebuie să cumperi, economisești. Workout nu poate să fie după, în schimb poate să fie board și știm câteva bucăți interesante. Da, hai să vedem împreună. CDD, nimic din nou. După inform, ăsta e și mai slab pachetul. Un Hunter, sigla lui United. Și 4 dubluri, Argentina și zici că e finala de la Mondial. Argentina-Germania. Câștigă nemțălăi. Pierdem 3 carduri. Cred că îi dau quick să și lui Abraham Lincoln asta. Așa. Și acum pachetele tradable de 100.000 de coins. Promo ceva? Pachet de 45, pachet de 25. Încerca să evitați shop-ul. Pentru că, e cam țeapă. Let's see. Hai să vedem. Astea sunt pachetele de la rank 1 Foot Champions. Scurios dacă ne plătește. Pentru că la picuri ați văzut ce am primit. Mi-a dat un Oyarzabal și... un Bamba. Adică mai nimic. Hai, orice workout, să fie workout. E workout, nu e special. Este inform ceva. Asta nu-i bine, Suedia Ibrahimovic. Nu e bine, frate, workout-ul pe inform. Că-ți dă o vrăjeală. Ibrahimovic care practic e 10.000 de coins. Și dacă din pachetul ăsta am avut workout din al doilea, nu știu dacă mai avem. M-aș bucura să fie ceva după, dar cu Ibrahimovic, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, Ibra Cadabra.
Hai, să vedem totuși dacă avem ceva. Măcar un jucător care să coste ceva. Bineînțeles că nu. Cei mai sare, că mai avem 2 de 84. Da, în general nu plătește pachetul ăsta. Talisca Icon. Și cam atâta. Cam atâta, guys. Ipra, cum ziceam. 15.000 cam pe acolo. Nu știu cât e Pizzi. 4.000. 20.000. Pro 30.000. Ceva de genul avem pe aici. 1.000 de coins Talishkao. Hamshik Quixel. Jonathan Quixel. Galeno Quixel. Tsimikas Quixel. Talishka. Ei, nu știu, se dă. Nu o să dă nici asta. Tomori. Modestie. În rest, n-are ce să coste pe aici. În niciun caz. Poate al doilea pachet. Băi, când am văzut o caut, adică am sperat că îmi dă ceva. Că, în general, pachetele astea de 1000... Hai, dă un knockout, să fie orice knockout acolo. Măcar să vedem knockout. E back-to-back, nu e special. Haide, unul bun. Germania, CDM, Kimmich. Joshua Kimmich, 87, cât e? 88 Joshua Kimmich. Bine că e walkout până la măcana. Nu mă așteptam eu la vreun Mbappé sau ceva de genul. Modest. Nu știu cât mai costă Kimmich, cred că 30.000. Ceva de genul. S-a ieftin nici Joshua. Totuși poate să fie un board, frate, bun. Zic și eu, după. Unul care să coste mai mult decât Kimmich. Nu știu, un Alan, un Diego Carlos, un Mendy, un... Alfonso Davis, ceva. Ia, să vedem. Din nou, după nimic, frate, adică bate vântul. Chiar bate vântul, tata. Ți aruncă un knockout și cam atât. Da. Acum ziceam, în Kimmich, nu știu cât e, 30, 40, 35 de mii. În Didi, care ar fi 7.000. Cam tot pe acolo suntem cu pachetul. Păcat. Păcat pentru că na. Totuși vorba aia, pachete de 100 de mii. Ana. Poate data viitoare. Pare că n-am prins un record. Rule breaker de ăsta. Orice rule breaker ar fi. Vă aștept pe live, o să avem pachete de la voi. Deschidem, poate prindem la cineva. Sper că v-a plăcut episodul. Eu am fost Surcioc, ăsta a fost business-ul de astăzi, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și da, până la viitoare, după pace, stime, bine, credință, big boy, big smoke, credit, spec, pe viață!